Un alt compartiment de mască, nu? Da. Deci aici am... Ai mai multe boxe, Cătălin? Două, de fapt. Câte ai? Două compartimente, da? Da, da. Ai ceva pe regla de producție. Cred că ai mai bine de 20, nu? Nu. Câți am zborat, câți am și rămat. 60 ceva la... Deci da, 30 și... 30 de pereclă marcă, 30 de pereclă... Păi, ai, frate, ai ceva, ai ceva. Ai, ai. Ne cerem scuze, dar este un pic de mizerie, că nu prea avem timp. Da, dar important e că e uscat, Cătălină, pe jos. Da, 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 este uscat. Și avem numai așa, câte... Deci când nu ai timp, deci vă spun, ia uitați, 2. 2, da. 2. Da. Deci toată lumea de 2. Da. Deci mai am aici niște nebun, domnul Alexandru. Oh, și ea sunt mari frumoși, da. Dacă nu le dau numai Champions de viață la 16. Da. Dar le punem milodenii în apă, în mâncare. Da, le dai ce trebuie să crească cum trebuie. Da, le bine. Pun zonă minerală, vitamine. Vreau să vă arăt... Vreau să vă arăt, domnul Alexandru. Da. Femeie care a scris istorie în zona asta noastră. Care asta cu umanul care ziceai tu mai devreme? Nu. No. No. Această femeie este locul 2 național fond. Locul 2 național. Este o femeie care m-a ajutat să fac cea mai frumoasă performanță la categoria crescător. Unde trebuie să le mai reamintesc la băieți. Am băgat la prima etapă, unde am jucat Ilfo, București, Dâmbovița, Giurgiu și Prahova. Îmi place mult de tot Prahova. Unde la prima etapă am angajat 7 porumbei. Am clasat 7 și sunt locul 1 la crescător. Ce v-a dat vis? Prahova, nu? Da, 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 îmi place mult de tot. Îmi place. Domnule, am avut cea mai bună organizare. S-a ocupat domnul președinte Vilar, nu pot să spun. Organizare de vis, 5 puncte, fond, toate etapele numai după lansare. Nu va mai exista la noi în zonă, vă spun sincer. 7-800 de columbofili și 10, 12, 13, nu știu, 15.000 de porumbei, foarte mulți. Ceea ce... Nu o să mai fie niciodată, nu o să mai... Trebuie la durată la natural, nu? Nu, la văduvie. Atunci, la văduvie? La văduvie. Ia uitați-vă ce crește acum la mancă. Da. Ia uitați-vă ce avem aici. A ei să nu? Da, ia uitați-vă. Frumos. Ia uitați-vă. Frumusețe. Frumusețe, da. O femeie care mi-a adus foarte multe satisfacții. Da. Cred că are și foarte mulți invidioși. Vă dați seama, domnul Alexandru, să fugi de concurență, dar o să facem rezultate și la noua federație, Federația Română de Sport, Columbofil, unde îmi place și avem o liniște. Nu mai ne doare capul cu planul de zbor. Ai o libertate mai mare aici, cred, nu? Nu e o libertate, e ceva normal. Da. Deci oamenii, viața asta care o avem de zi cu zi, este foarte grea. E stresantă, într-adevăr. Și noi, prin acești porumbei minunați, noi vrem să avem o viață liniștită. Vrem să așteptăm weekendul cu drag, să venim acasă, să stăm cu familia, să ne așteptăm porumbei. Da. Nu să așteptăm... Cătălina, ne-a spune, drag, femeia de care mi-ai vorbit mai devreme, ce sânge are ea? Gerenia. Deci femeia este Cogmar. Da. 100%. Mama ei este o femeie de la domnul doctor Sănescu. Și tatăl femeii este de la
să zicem așa, o Sandu Cătălin Rusudan. O combinație, da. Da, o combinație. Da. Deci puiul este scos, tatăl ei este scos dintr-un mascul la mine și o femelă de la Rusudan. Da, da, da. Câte serii de pui intenționă să scoți? Domnul Alexandru, din... anul ăsta am cumpărat 200 de inele. Și dacă pot să scot, îl voi scoate cât mai mult să am de unde, da. De unde să-mi aleg. Da, 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 da. De unde să-mi aleg. Ăsta este porumbelul de maraton. Cu tu? Da, locul 2 pe București, de la Dobri Stoian. Frumos. Colegul meu de club, care mulțumesc că a fost... Ala care ce tu că ți-am promis, ți-l-am promis, da, da, nu? Da, frumos, frumos mă ascult. Frumos mă ascult, într-adevăr. Este frumos, este colegul meu și ăla m-a ajutat în decursul anilor. Este un băiat cu minte, respectos, un mascul foarte frumos. Da. Un mascul foarte, foarte frumos. Într-adevăr. Și este un băiat modest care... Da. Deci vede de treaba lui. Da, da, da. Foarte frumos, îmi place. Bă, că s-a acomodat bine aici la tine, uite. Păi, mi l-a dat băiatul anul trecut, eu nu țin tardiv. Nu? Nu, mi l-a dat prin august și eu din august eu nu mai scot pui și... I-am zis, dacă mi-l lasă să scot anul ăsta, două serii de pui și după aia o să-l lasă să scoate și eu. Frumos. Bă, că s-a acomodat bine la tine, îi place aici. Mizerie aici, mai le dă soția să mănânc. Așa s-a eu vin doar seara. Nu contează, important e să fie uscat căderile și la tine văd că e uscat aici. Domnul Alexandru, asta dacă nu le-a mai dat soția și eu îi spun să le dea puțin, ea le dă mai mult ca să aibă. Să nu... Ca orice femeie, știi, da. Să nu plămânzească. Da. Așa sunt. Așa e. Așa dar e bine că le ajută. Corect, corect. Bravo ție, boaptă multă în continuare pe aici, doresc. Și în sezonul care este să înceapă, Cătălin. Domnul Alexandru, vreau să le demonstrăm la cârcotași că suntem capabili să efectuăm niște concursuri frumoase, corecte, adevărate, la un preț decent. Exact, și asta e bine. La un preț decent. Specific. Anul ăsta, ca să vă spun într-un prefinal, am făcut un pachet unde omul să nu mai fie nevoit să vine la fiecare săptămână, plătește demifondul, plătește fondul. Anul ăsta am făcut un pachet împreună cu Florin și plătim antrenamente, viteză, demifond și fond, undeva la 1000 de lei, 100 de porumbei, un preț super. Super, da. Da, 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 toată lumea e mulțumită. Da. Avem număr frumos de porumbei, 5000 și ceva de porumbei la prima etapă de viteză de mifond. Și la fond cred că o să avem undeva la 2500. Bravo! Frumos! Da! Am început să iau o a doua serie. Am început, nu? Da! Cei de aici am împerecheat mai târziu, din lipsă de timp, am împerecheat un compartiment și am pui, deci am 16 pui scoși de aici. După aia am împerecheat pe cei de acolo, am avut câteva femele care n-au o dată mai bătrâne. Una peste alta, avem 70 de inele puse. Puse deja, nu? Da. Da, păi da, ești da. Bine, frate, da. Da, și o să mai scoate aici de la zburător 30-40. Da, este... Dar, după cum vă uitați, și aici am undeva la 80% porumbei care sunt scoși la mine, cu inelele mele. Da. Mai exact 3 masculi și o femelă din compartimentul ăsta și în partea cealaltă, cred că 100%... Numai de la tine, da? Da, porumbei scoși la mine. Deci compartimentul de acolo... Ăsta mai mare, da. Da, deci toți porumbei sunt scoși la mine. Bravo. Zburați sau opriți la matcă direct. Bravo. Deci 100% scoși la mine în crescătorie. Cu inelele mele. Deci nu cred că mai am... Să zic, zic. Da, pentru că ți-i cunoști foarte bine, știi ce performanță a obținut, da, deci, din ce familie se trag. Da, da, mi-au îmbătrânit foarte mulți porumbei și de-aia vreau să opresc anul ăsta mai mulți pui, ca să mai opresc și la reproducție și se fac la zbor. Oricum, la zbor avem 40 de boxe, deci nu putem.
putem zbura mai mult de 80, capacitate mare. Oricum, sunt suficienți, 80 de porumbei. Da, da. E bine. Baftă multă, îți doresc, Cătălin, și în sezonul 2024. Să ne auzim sănătoși în continuare. Doamne ajută!